Incident șocant în Vaslui, un bărbat l-a atacat pe fiul unui afacerist din Bârlad cu toporul. Scandalul a început pe stradă când individul a lovit cu toporul mașina în care se afla tânărul. La scurt timp, agresorul s-a urcat în propriul autoturism și a intrat cu mașina în autoturismul fiului afaceristului. Sună la gardă. Sună la gardă. A intrat în noi. Stai-ți video, lasă-l că filmează, lasă-l că filmează. Sună la gardă. Sună la gardă. Iar de aici a izbucnit acest scandal. Lily Trifo are toate informațiile și este în direct cu noi. Bună dimineața, Lily. Ce a reușit să afli? Bună dimineața. Gelozia e excesivă. L-a scos din minți pe un bărbat de 31 din Bârlad, 31 de ani. După urmărire pe străzile orașului cu mașina, bărbatul a intrat cu autoturismul într-altul condus de presupusul alman al fostei sale soții, în care se mai aflau alte două persoane. Ca și cum nu a fost de ajuns că din acroșaj i-a spart una dintre oglinzile retrovizoare, soțul gelos, înarmat cu un topor, a coborât din mașină și a proferat amenințări cu moartea. Mai mult, a lovit portiera autoturismului cu toporul. În urma sesizării polițiștilor bârlădeni la 112, agresorul a fost reținut pentru 24 de ore. Pe numele lui a fost întocmit un dosar de cercetare penală pentru hărțuire, distrugere, răzbunare pentru ajutorul dat justiției, tulburarea ordinei și liniștei publice și încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție. Astăzi acesta va fi prezentat parchetului de pe lângă judecătoria Bârlad pentru luarea unor măsuri preventive.